Doamnă premier, domnilor ministri, stimați invitați, dragi colegi. Aleg astăzi să vorbesc mai puțin despre mine, chiar dacă intru într-o competiție cu prietenul meu, Constantin Trușcă, de altfel un primar gospodar, un bun primar, aș putea spune, pentru Mehedinți, pentru organizația PSD. Dar vreau să profit de prezența dumneavoastră, doamna premier, de a domnilor miniștri. Cred că n-am mai avut un asemenea desant de miniștri de vreo 5 ani, de prin 2014, de când am avut inundații aici. Și la vremea respectivă erau în fruntea delegației fostul președinte, domnul Ponta, și fostul președinte, domnul Dragnea, care la vremea respectivă ne-au ajutat și ne-au sprijinit. Din păcate, în 5 ani de zile n-am mai primit vizita unui premier, chiar dacă aveți în fața dumneavoastră, domnilor conducători ai PSD, una dintre cele mai bune organizații din țară. Tot timpul, așa cum spunea și colegul Bontea, am avut unul din primele 5 locuri, anul acesta chiar locul 3, și era important și ne dorim să fim mult mai mult băgați în seamă. Am 3 probleme pe care vreau să le aduc în discuție astăzi. 2 țin de zona municipiului Drobeta Tunu-Severin, pe care îl conduc, și chiar dacă nu am obținut diferența de voturi de care vorbea domnul Trușcă și pe care o au și alte comune, este important pentru un județ să ai primărie a municipiului. Este extraordinar de important. Prima problemă, într-adevăr, o reprezintă încălzirea orașului și vreau să-l vă felicit, doamna premier, și să-l felicit pe domnul Teodorovici pentru o ordonanță apărută acum 2-3 săptămâni, ordonanța 53, termoficare și salubritate, care ne permite să găsim soluții pentru termoficarea orașului. Este vorba de o sumă de bani, 85% primind de la guvern, 15% pune municipalitatea, să putem să construim o nouă centrală. Suntem foarte aproape, într-o lună de zile noi am putea depune documentele și să putem să oferim severinenilor o alternativă corectă, viabilă pentru zeci de ani de acum încolo. Încă avem un sistem centralizat pe care vrem să-l păstrăm. Vrem o gigacalorie ieftină pentru severineni, pentru că de-aia ne aleg, și această problemă poate fi rezolvată cu ajutorul dumneavoastră. Mai avem însă un hop această iarnă, unde am avea dorința să ne sprijiniți, pentru că avem nevoie, comunitatea are nevoie de sprijinul dumneavoastră și cred că și merităm. Un al doilea lucru pe care vreau să vi-l aduc în atenție, îl reprezintă portul. Port care a fost construit de înaintașii noștri, de severineni, de la 1860, când au apărut primele ateliere, a fost pusă cărămidă cu cărămidă de părinții noștri, de bunicii noștri, și a ajuns în momentul acesta să fie administrat de o firmă din Giurgiu care nu are nicio treabă cu comunitatea. În 30 de ani de când îl administrează, n-au făcut nicio investiție. Vă dau niște cifre, ultimii 3 ani au fost doar pe pierdere, cu toate că portul Tornul Severin este cel care aduce cei mai mulți bani în cuantumul încasărilor de la AFDŞ Giurgiu. Nu e posibil ca un oraș, ca Tornul Severin, un municipiu să n-aibă o faleză. Nu e posibil să n-avem noi posibilitatea, comunitatea, da, să investească, să se implice în această problemă. Nimeni nu poate mai bine ca noi, nimeni nu știe mai bine ca noi ce trebuie comunității, ce trebuie portului și comercial și turistic, și cred că trebuie să ne sprijiniți, o spun public, e și de datoria dumneavoastră să ne sprijiniți ca această unitate emblematică pentru noi ca oraș la Dunăre să revină comunității. Un al treilea lucru și ultimul pe care vreau să vi-l spun, îl spunea și domnul Bontea mai devreme, îl repet, suntem o organizație extraordinară. Ani de zile fruntași.
nu consider, eu personal consider, și am avut și divergențe cu domnul Aladin Georgescu, consider că nu suntem totuși respectați la valoarea pe care o avem. Avem în domnul Daia ministru, dar în general tot ce a însemnat secretar de stat, avem la Craiova foarte multe regionale unde câți credeți că directori avem? Niciunul. Secretar de stat avem doi. Tot timpul am fost lăsați undeva la spate. Ori acest lucru, zic eu, pentru oamenii ăștia care muncesc, pentru primari, pentru noi, cei care suntem în primele rânduri, nu este normal. Avem și noi oameni competenți, avem nevoie de sprijin politic, avem nevoie să fim puși acolo unde credem noi că ne este locul și politic, dar și din punct de vedere al valorii profesionale. Și aici, iar avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, eu cred că pentru o bună colaborare pe viitor, important ar fi să avem o echipă, un grup de lucru unde putem discuta cu domnul președinte Georgescu, o echipă mai mare, să vină să discute cu dumneavoastră atunci când sunt probleme pe care trebuie să le depășim. Am avut și frământări în organizația Mehedinți, dar am reușit la aceste alegeri să trecem peste ele pentru că era nevoie de mobilizare și drept dovadă că suntem oameni serioși, locul 3 pentru PSD, când alte localități cu state vechi au venit mult în spatele lor și chiar au pierdut alegerile. Astea sunt cele trei probleme de care aș vrea să la care aș vrea să ne dați tot concursul, pentru că eu sunt 100% convins că merităm. Urez succes tuturor celor care candidează astăzi, inclusiv prietenului Constantin Trușcă, și cel mai bun să câștige. Mulțumesc!